Bună ziua, dragi colegi, oameni care stau acasă, telespectatori, dar nu sunt la televiziune, am spus jos și... Azi am hotărât să fac pâine. Deși pâine, iată că am fost la supermarket și am rămas foarte dezamăgit de ce și găsim pe rafturi. Însuși pâinea este un produs greu, ușor de făcut, dar iarăși și găsim în supermarket, părerea mea este un pic inadmisibil, nu fac publicitate pro-contur, n-am spun nume, n-am spun nimic, dar băi, așa de pâine, eu când eram mic și bunica mea scotea o pâine din toră, dar avea gust de pâine. Într-un final, noi azi o să încercăm, ați vă arăt calea cea mai repede de a face o pâine, fără exces de drojdie, fără prostii de gen, prafuri, mixuri și mai departe. Să facem o rețetă ușoară, îți spun în comentarii rețeta, acum vă explic, pentru a face pâine bună, părerea mea, avem nevoie de a face o maia, o bigă, care are nevoie să stea 18 ore la 18 grade, da? Nu e necesar să controlați în casă, puneți pe acolo la lângă fereastră, da? Foarte puține drojdie, da? Dacă pun drojdie uscată, aici 2 grame de drojdie, da? Apă. Aici am 400 de grame de apă, iarăși apă foarte mult depinde în baza la făină care s-o folosim. Noi să folosim o făină simplă, cei mai comună care găsiți în marketuri. Eu am pus 400 de grame, posibil să meargă mai puțin. N-am să pun tete, deoarece nu folosesc toată cantitatea de făină. Pentru maia, azi folosesc o făină integrală, atât că are mai multe microorganisme, adică nu e o făină tratată, să spunem, separată. Are și partea de la cruscă, din afară, nu știu cum spune în română, secară, adică e, nu că e secară, adică e bob întreg. Și automat dezvoltă mai multe microorganisme, da? Pun făina, da? Apa. Nu, tătă, fac o maia, apa s-o lăs, da? Dacă fac ceva foarte, foarte mult călut, știi? Dacă n-amestec mult, deoarece nu trebuie să dezvolt glutenul, știi? Adică și nu trebuie să-mi sprânească un aluat. O cășuță să știi, știi? Ia că așa, o cășuță, da? Ar fi foarte bine, noi n-avem miere. Nu, n-am miere. Îți spun poate o lecuțică de zahăr ca să ajut drojdia, știi? Atât, da? Apă nu caldă, nici într-un caz. Ia câte un fel de cășuță, da? Și așa, și drojdia, da? Nu să strângi pâine. Adeseori, că eu văd la un kilogram de făină, 35 de grame de drojdie. Oameni buni. Cald! Eu înțeleg că costă sunt drojdia, dar nu e chiar așa. Nu e chiar cei mai bune cale pentru a face pâine. Pâinea sunt sucă, n-are aromele și el care trebuie, n-are gustul și altul care trebuie, da? Adică cu aluatul trebuie să putem lucra. Atât, uitați-vă, da? Să spăl mâinile. Uitați-vă, așa. Foarte simplu. O ascult și cum a fi asta. Până mâine. Nu vă grăbiți să faceți pâine. Ia, am pus aici și dau pași. Mâine îi adăugăm făina. Nici într-un caz nu puneți sare, deoarece sarea oprește drojdia. Zahăr, iată că ajutați să se dezvolte florile, nu florile, dar flora bacterică. Ea trebuie să se dezvolte în pâine. Și nu trebuie să o puneți prea tare la cald, deoarece să avem o creștere alcoolică, să ducă alcool, oțet nu-i bun. Trebuie să avem așa o creștere, o drojdie dezvoltată cu miros de lapte, nici prea cald, nici prea rece, da? Uitați-vă aici așa, eu am pus împreună biga noastră după 18 ore, împreună cu făina care a rămas, că am folosit făină albă și făină de secară pentru biga noastră și sarea.
Aici îți plătesc un pic de apșoară. Apa n-a supun toată, deoarece nu știu ce gen de făină folosesc. Și dacă e făină mai puternică, poți să absorbe mai mult apă. Dacă e mai slabă, absorbe mai puțin. Aici cu apă. O să scot tot. Toată drojdea noastră. O să vă arăt mai bine data viitoare cum arată biga după 18 ore. Poate n-ați reușit să vedeți bine. Cartofii. Da, facem o pâine alea cartof. Pâinea cu cartofi tinde a fi mai moale mereu. Și mai gustoasă. Și ulei de măsline, în jur de 35 de grame. Chili, da? Așa. Ți s-a părut, dragoste? Așa. Ganciu. Ganciu de la Planetare. Ok. Je suis le rezultat. Așa. Vedeți, un alat oricum moale, deoarece contribuie la asta. Contribuie foarte mult la asta și amidonul care costă în cartofi. Vreau să vedeți o pâine extraordinară. Ulei de măsline, uitați așa ea. Dar aici unde spunem aluatul la odihnit. Un pic de ulei aici așa și un pic de ulei aici așa. Și un pic de ulei aici așa. Așa așa și ulei de ulei aici așa. Are miros de pâine. Cameramanul a spus că are miros de pâine de casă. Așa. Poate? Da? Așa relaxant să lucrezi cu aluat. Iar și dacă nu pui ulei să lipești din mâini și nu poți să lucrezi cu aluat. Dacă nu, n-am mai dezlipit. Da? Așa. Spus. Și dați voi scutinia să-l pot. Ok. Aici, la călduț, o oră de vreme, la odihnă. Pune mâna, băi. Eu și frumușor, da? Ai văzut? Copilașul tatei, da? Îi dau 210 grade. Ictălui. Așa.
Amestecăm până când o să obținem un mascavoar mare, mare, mare și omogen. Nu vă grăbiți? Ușurea. Deci am un soloi, dar aici îți bag multă, multă pâine. E... Făină. Făină, da. E bine să fie și făină de asta de semola, semola de granutură. Integrală, nu? Da, să-i punem neacă. Activada. Punem semințe. Nu, semințe mâine, data viitoare să facem cu semințe. Dacă rețeta e un pic diferit, știi? Nu-ți place și așa de pus cu semințe? Una pentru franci, măcar cu semințe. Da, așa. Am mâine trebuie și un cuțit care... Hai, ghibă! Sau dai, așa. Morena, ce faci? Iată, așa din fumul de chile, o crescut, da? Asta e leacă, da? Așa din fumul, sunt frumos, da? Ce miros frumos! Miros frumos! Da. Asta văd cum se păcrește și ușor, și ușor. Dar așa din fumul, sunt frumos, frumos, frumos. Este tot două poți spre mai, știi? Da, să vedem. Trebuie să vedem mai frumos. Și cuptorul nu e fel care, mă rog, pânica că să țeasă perfect, știi cum trebuie să faci din mai multe ori ca să vezi cum lucrează cuptorul, știi, fiecare cuptor ca și până la urmă. Dar oricum, eu am încerc, da, încerc să găsesc o scuză dacă nu o să prânească pâine. O să prânească. Și bună. Am observat că cuptorul coace în uniform și a s-a întors cu mica. Da. Să nu trebuie să fac asta foarte repede. Da-ți. Buhuhuha! Buhuhuha! Ipohuhiha! Hai să salvim eu. Așa. Ok. Da. Am dat la... Așa. A supun acum la... La 180. I-am dat... Juc un fat 180, încă pe 20 de minute îi dăm pași. Asta e. E gata? Da. Dar așa miros de... Și eu să cuvânt.
funcționează. Bun. Fă și dragă.